Despre viețile și doctrinele filozofilor de Diogene la Erțiu Pitagora Pitagora era fiul lui Marmacos, fiul lui Hipasos al lui Eutifron, la rândul său acesta al lui Cleonimos, care fusese exilat din Flius și că deoarece Marmacos trăia în Samos, a fost numit și Pitagora Samian. Se spune că de la Samos s-a dus la Lesbo cu o recomandare către Ferechide de la unchiul său, Zoilos. Punând să îi se făurească trei flacoane de argint, el l-a dus în dar la trei preoți din Egipt. Avea frați dintre care un omos era cel mai mare, iar Tirenos cel mijlociu. El poseda și un sclav, Zamolxis, care era adorat, spune Herodot, de geți, fiind socotit drept Cronos, cum s-a arătat, a fost elevul lui Ferechide din Siros, după moartea căruia s-a dus la Samos și a fost elevul lui Hermodamas, urmașul lui Creofilos, om destul de înaintat în vârstă. Încă de tânăr era așa de dornic de învățătură, încât își părăsi țara și se iniție în toate misterele și ritualurile, nu numai ale Greciei, ci și ale țărilor străine. Se află în Egipt, recomandat fiind de policrate din Amasis printr-o scrisoare, a învățat limba egipteană, cum aflăm din cartea lui Antifon, despre oamenii cu merit deosebit, și a călătorit și la caldeeni și magi. Apoi, în Creta, a coborât în peștera idei, împreună cu Epimenide. A vizitat și sanctuarele egiptene și a învățat doctrinele tainice ale egiptenilor cu privire la zei. După ce s-a întors la Samos și și-a găsit țara sub tirania lui Policrate, a plecat la Cortona, în Italia, și acolo a scris o Constituție pentru grecii din Italia, și atât el, cât și discipolii lui, au fost ținuți în mare cinste. Era un număr de aproape 300, și așa de bine au condus statul, încât guvernarea lor a fost o adevărată conducere a celor buni. Heracleides din Pont ne spune că Pitagora povestea despre sine că Odinioar a fost întrupat în Italides și era socotit ca fiul lui Hermes. Acesta i-a adus la cunoștință că poate cere orice dar va voi, afară de nemurire. El îi ceru să păstreze în viață și în moarte amintirea celor ce i s-au întâmplat. De aceea, cât era în viață, putea să-și amintească orice și după ce a murit și a păstrat aceeași ținere de minte. După aceea, în cursul timpului, sufletul lui a trecut în Euforbos și a fost rănit de Menelaos, și Euforbos spunea că fusese altă dată Italides și că obținuse acest dar de la Hermes. Apoi povestește rătăcirile sufletului prin diverse corpuri, în câte plante și animale a intrat, și tot ce a suferit în Hades, și toate câte au îndurat acolo celelalte suflete, când forbos muri, sufletul său se încarnă în Hermotimos și acesta, dorind să dovedească veracitatea celor spuse, se duse la templul lui Apollo de la Branchidai, unde identifică scutul pe care Menelaos, în călătoria lui de întoarcere acasă, îl dedicase lui Apollo, spunea el. Scutul era așa de putrezit încât nu mai rămăsese decât personajul de fildeș care l-acoperea, după ce Hermotimos muri, sufletul lui deveni piros, pescar din Delos, care își amintea și el de toate, cum a fost mai întâi a Italides, pe urmă Euforbos, pe urmă Hermotimus și pe urmă Piros. După moartea lui Piros, el deveni Pitagora, care își amintea toate faptele menționate. Sunt unii care insistă, în mod lipsit de seriozitate, că Pitagora n-a lăsat scrieri de niciun fel, în orice caz, Heraclit, fizicianul, aproape strigă și spune Pitagora, fiul lui Nesarcos, s-a ocupat de cercetarea naturii mai mult ca toți ceilalți oameni și făcând din aceste scrieri o compilație, și-a făurit el singur o înțelepciune proprie, consistând în erudiție goală și înșelătoare. Ceea ce a prilejuit această observație au fost cuvintele introductive din tratatul lui Pitagora despre natură, anume, Jur pe aerul pe care le respir, pe apa pe care o beau, că nu voi suferi niciodată o critică cu privire la acest tratat. De fapt, Pitagora a scris trei cărți, despre educație, despre politică și despre natură. Cartea care trece însă ca opera lui Pitagora era a lui Lysis din Tarent, un pitagorician care a fugit la Teba și a fost profesorul lui Epaminonda, Heracleides, fiul lui Sarapion, în al său rezumat al operei lui Soțion, spune că Pitagora a scris și un poem despre univers și un al doilea, poemul sacru, care începe așa, Tineri, în liniște mare cuvântul mi întreg ascultați-l. Un al treilea poem despre suflet, al patrulea despre pietate, al cincilea, Helotales, tatălui Epicarmos din Cos, al șaselea, Crotona, ca și alte opere, Heracleides mai spune că poemul despre misterii a fost scris de Hipasos pentru a-l calomnia pe Pitagora și că multe alte scrieri ale lui Aston din Crotona au fost atribuite lui Pitagora. Aristoxenos afirmă că Pitagora a luat cea mai mare parte din doctrinele sale morale de la preoteasa delfică Temistocleia. După spusele lui Ion din Chios, din cartea sa Triagmoi, Pitagora a atribuit unele poeme făcute de el lui Orfeu. I se mai atribuie și scopiadele, care încep astfel, nerușinat să nu fi cu nimeni. Sosicrates, în cartea sa Succesiunile filozofilor, spune că fiind întrebat de Leon, tiranul lui Flius, cine era, i-a răspuns, un prieten al înțelepciunii și ca se muia viața cu o adunare sărbătorească. Aici unii vin să ia parte la concurs, alții să vândă mărfuri, dar cei mai de seamă bărbați sunt spectatori. Tot așa și în viață, unii apar cu o natură slugarnică, vânători de glorie și câștig, pe când filozofii caută numai adevărul. Astfel stau lucrurile cu privire la acestea. În general, conținutul celor trei tratate amintite ale lui Pitagora este următorul. El nu ne îngăduie să ne rugăm pentru noi înșine, fiindcă noi nu știm singur ce ne poate ajuta beția o numește pur și simplu vătămare și dezaprobă mâncarea excesivă, spunând că nimeni nu trebuie să întreagă justa măsură nici în băutură, nici în mâncare. Despre satisfacția sexuală, de asemenea spune, lasă plăcerile trupești pentru iarnă, nu pentru vară. Ele sunt mai puțin dăunătoare toamna și primăvara, dar dăunează în orice anotimp și nu sunt bune pentru sănătate. Întrebat odată când e bine ca un bărbat să se împreune cu o femeie, răspunse, când vrea să-și mai piardă și vlaga ce o are. Aflăm din cartea a treia a amintirilor lui Favorinus că Pitagora a fost primul care a prescris atleților un regim cu carne, încercând întâia oară cu Eurimenes. Mai înainte, în timpul antrenamentului, mâncau toți smochine uscate, brânză moale și chiar numai făină de grâu, cum ne spune același Favorinus în cartea 8 a lucrării lui Istorii Felurite. Alții pretind că cel care a introdus această dietă a fost un antrenor cu numele de Pitagoras și nu filozoful nostru, care interzicea chiar și omorârea animalelor și nu putea permite mâncarea unor vietăți care împart cu noi privilegiul de a avea un suflet. Aceasta însă era numai un pretext, Motivul adevărat pentru interzicerea cărnii de animale era să deprindă oamenii cu o viață simplă, ca să-i obișnuiască a trăi cu lucruri ușor de găsit, punând pe masă numai hrană nepregătită la foc și bând apă curată, căci acesta este mijlocul de a avea un corp sănătos și o minte ascuțită. Se mai spune că el cel din tâi a declarat că sufletul, parcurgând un cerc hotărât de destin, se încarnează când într-un animal, când într-altul. După spusele lui Aristoxenus, muzicianul, tot el a introdus pentru prima oară în Grecia unitățile și măsurile. După cum el cel din tâi a spus că luceafărul de seară și cel de dimineață sunt unul și același, cum o spune și Parmenide, Așa de mult era admirat încât discipolii săi erau numiți profeței cuvântului zeului și afară de ei, el singur spune în lucrarea sa că după ce a stat 207 ani în Hades, s-a întors pe pământ printre oameni. Așa se explică că a avut discipoli devotați și că veneau oameni de departe să-l audă, calucanienii, peucetienii, mesapienii și romanii. Până în timpul lui Filolaos, nu era cu putință să cunoști vreo doctrină pitagorică și Filolaos singur a scos la lumină cele trei cărți reunite, pentru care Platon a trimis o sută de mine ca să le cumpere. Numai puțin de 600 de persoane se duceau la lecții serale, iar aceia care erau găsiți demni ca să-l vadă, scriau rudelor ca unii cărora li s-a întâmplat o mare fericire. Mai mult chiar, aflăm de la Favorinus, din ale sale istorii felurite, că metapontinii numeau casa lui Pitagora templul Demetrei, iar porticul lui templul muzelor. Ceilalți pitagoricieni spuneau că nu toate doctrinele lui trebuiau să fie auzite de toți oamenii, după cum ne informează Aristoxenos în cartea a 10-a lucrării sale, Legi cu privire la educație, unde ni se mai spune că Xenofilos Pitagoricianul, fiind întrebat de careva cum putea să-și duce cel mai bine fiul, răspunse, făcându-l cetățean al unui stat bine condus. În toată Italia, Pitagora a format mulți oameni înțelepți și consecade, ca și oameni de seamă, ca legiuitorii Zaleucos și Carondas. Avea un mare dar de a-și face prieteni și mai ales când găsea pe cineva care îi adoptase preceptele, se apropia imediat de acel om și se împrietenea cu el. Preceptele lui simbolice erau următoarele. Să nu atâți focul cu un cuțit. Să nu pășești peste cumpăna unei balanțe. Să nu te așezi pe o baniță de grâu. Să nu mănânci inima. Să nu ajuți pe un om cu o sarcină la depunerea ei, ci la ridicarea ei. Totdeauna să-ți strângi sul șternutul de pat. Să nu porți un inel cu chipul unui zeu gravat pe el. Să nu ștergi urmele cratiței pe cenușă, să nu ștergi locul unde ai șezut cu o faclă, să nu urinezi cu fața spre soare, să nu mergi pe drumul mare, să nu dai mâna dreaptă cu ușurință, să nu ai rându nici sub acoperiș, să ții păsări cu ghiare, să nu urinezi nici să stai pe unghi tăiate sau pe părtăiat, tăiat, să pui deoparte ascuțișul cuțitului să nu-ți întorci capul spre frontieră când pleci în țări străine. Iată și înțelesul lor. Să nu ațâți focul cu un cuțit înseamnă să nu atâți mânia și supărarea cea mare a celor mari. Să nu pășești peste cumpăna unei balanțe înseamnă să nu treci peste îndatoririle echității și dreptății. Să nu te așezi pe baniță înseamnă să te îngrijești de ziua de azi ca și de cea de mâine, banița fiind rația zilnică. Să nu mănânci inima, el înțelegea să nu-ți rosești viața în tulburări și chinuri. Prin vorba să nu-ți întorci capul când pleci din țară, înțelegea să sfătuiască pe cei care se despart de această viață să nu fie prea atașați de viață și conduși de plăcerile pământești. Explicațiile celorlalte precepte se pot da la fel cu cele precedente, ca să nu mai lungim vorba. Aristoxenos afirmă că Pitagora și-a luat doctrinele de la preoteasa Delfi către Hieronimos susține că atunci când a coborât în Hades, Pitagora a văzut sufletul lui Hesiod, legat strâns de un stâlp de aramă și ciripind, iar sufletul lui Homer a târnat de un copac cu șerpi încolăciți în jur, drept pedeapsă despre ceea ce au spus despre zei. A mai văzut în chinuri și pe cei care fuseseră necredincioși soțiilor, Iată de ce spune autorul nostru, Pitagora a fost cinstit de poporul din Crotona. Aristipos din Cirene afirmă în lucrarea sa despre fizicieni că i s-a dat numele de Pitagora din cauza că a exprimat adevărul tot așa de fără greși cum făcea oracolul Pitian. Alexandros, în cartea sa Succesiunile filozofilor, spune că a găsit în comentariile pitagoriciene următoarele doctrine. Principiul tuturor lucrurilor este unitatea, Luând naștere din această unitate, doimea nedefinită servește ca substrat material unității, care este cauza. Din unitate și din doimea nedefinită se nasc numerele, din numere punctele, din puncte liniile, din linii figurile plane, din figurile plane figurile solide, din figurile solide corpurile sensibile, ale căror elemente sunt patru: focul, apa, pământul și aerul. Aceste elemente se schimbă între ele și se transformă în toate lucrurile, iar din ele se naște un univers însuflețit, dotat cu rațiune, sferic, cuprinzând în mijlocul lui Pământul, care este tot sferic și locuit de jur împrejur. Există și antipozi, și ceea ce la noi e jos, la antipozi e sus. Lumina și întunericul se găsesc în părți egale în Univers, la fel căldura și frigul, uscăciunea și umezeala. Dintre acestea, dacă predomină căldura, e vară, dacă frigul, e iarnă, dacă uscăciunea, e primăvară, iar dacă umezeala, e toamnă târzie. Dacă toate acestea se găsesc în echilibru, avem cele mai bune perioade ale anului, dintre care prospețimea primăverii constituie anotimpul sănătos, iar decadența toamnei târzii pe cel nesănătos. Tot așa și în timpul zilei. Prospețimea aparține dimineții, iar declinul serii, care de aceea e mai nesănătoasă. Aerul din jurul pământului e nemișcare și viciat, de aceea tot ce e pe pământ e muritor. Dar aerul superior e mereu în mișcare, pur și sănătos, și tot ce e în cuprinsul lui e nemuritor, și deci divin. Soarele, luna și celelalte astre sunt zei, căci în ele predomină căldura, și căldura e cauza vieții. Luna iluminată de soare, Oamenii sunt înrudiți cu zeii, în măsura în care omul participă la căldură, de aceea zeii se gândesc la oameni. Destinul este cauza lucrurilor, atât în întregimea lor, cât și în parte. Raza soarelui pătrunde prin eter, care este rece și dens, căci ei numesc aerul eter rece, iar marea și umezeala eter dens, și această rază coboară prin adâncuri, și astfel dă viață tuturor lucrurilor. Toate lucrurile care participă la căldură trăiesc. De aceea plantele sunt ființe vii, dar nu toate au suflet. Acesta e o parcelă de prinsă din eter, formată și din căldură și din răceală, căci participă și la eterul rece. Sufletul este un lucru diferit de viață, e nemuritor, deoarece e desprins din ceva, de asemenea nemuritor. Ființele vii se nasc una din alta prin sămânță. Naștere spontană din pământ nu există. Sămânța este un cheag ce provine din creier și conține în el un suflu cald. Acesta introdus în uter aduce din creier zer, umezeală și sânge, din care se formează carnea, nervii, oasele, părul și toate părțile corpului, pe când sufletul și simțirea vin din suflul dinăuntru. După ce mai întâi se coagulează, în aproape 40 de zile ia formă, și conform legilor armoniei, copilul complet dezvoltat i-a dus pe lume în 7, 9 sau cel mult 10 luni. Are în el toate proporțiile care constituie viața, și acestea formând o serie continuă îl păstrează unit, conform rațiunilor armoniei, fiecare apărând la intervale regulate. Senzația în general și vederea în special este un suflu neobișnuit de cald. De aceea se spune că se vede prin aer și apă, din cauza că eterul cald este combătut de cel rece, căci dacă suflul din ochi ar fi fost rece, s-ar fi risipit, întâlnindu-se cu aerul, care îi este asemănător. Așa cum e, există pasaje în care Pitagora numește ochii porțile soarelui, Părerile lui sunt aceleași cu privire la uz și la celelalte simțuri. Pitagora spune că sufletul omului se împarte în trei: rațiunea, mintea și pasiunea. Rațiunea și pasiunea au și celelalte animale, dar mintea numai omul. Sediul sufletului se întinde de la inimă până la creier. Partea care se află în inimă e pasiunea, în timp ce părțile care se lăjluiesc în creier sunt mintea și rațiunea. Simțurile sunt stropi ale acestora. Mintalul e nemuritor, toate celelalte sunt muritoare. Sufletul se hrănește din sânge. Facultățile sufletului sunt sufluri, căci ca și sufletul sunt nevăzute în ca și eterul nevăzut. Venele, arterele și nervii constituie legăturile sufletului, dar când sufletul are vigoare și stă în repaus, concentrat în el însuși, atunci vorbele și actele devin legăturile lui, expulzat pe pământ, el rătăcește prin aer asemenea trupului. Hermes este paznicul sufletelor și de aceea este numit însoțitorul, portarul și subpământeanul, căci el călăuzește sufletele ieșite din corpuri atât pe uscat cât și pe mare. Pe cele pure le aduce în regiunea cea mai de sus, iar celor impure nu li se îngăduie să se apropie nici de cele pure, nici să se apropie între ele, ci sunt legate de către erinii cu lanțuri indestructibile. Tot aerul este plin cu suflete, numite genii sau eroi, care trimit oamenilor visurile și semnele de boală și de sănătate, și nu numai oamenilor, ci și oilor și tuturor vitelor. La ei se referă purificările și riturile expiratorii, toată divinația și prevestirile din sunete și cele asemănătoare, cel mai de seamă lucru în viața umană este arta de a îndrepta sufletul spre bine sau spre rău. Fericiți sunt oamenii când posedă un suflet bun, dar acesta nu stă niciodată în repaus, nu păstrează mereu același curs. Ceea ce e drept are puterea unui jurământ, de aceea Zeus este numit zeul al jurămintelor. Virtutea este armonie, tot așa și cu sănătatea, cu orice bun și cu zeul însuși. Aceasta explică pentru ce pitagoricienii spun că toate lucrurile sunt constituite după legile armoniei. Prietenia este o egalitate armonioasă. Nu trebuie să adorăm deopotrivă pe zei și pe eroi. Pe zei să-i adorăm, totdeauna într-o tăcere respectuoasă, în haine albe și după purificare, iar pe eroi numai de la miezul zilei înainte. Purificarea se obține prin purificări, băi și lustrațiuni. Prin abluțiuni după contactul cu morții, după împreunarea sexuală și după orice mânjire și ne mâncând carnea animalelor moarte, nici roșioarele, mrenele de mare, și nici ouă și animale ieșite din nouă, nici Bob, precum și practicând alte abstinențe prescrise de aceea care execută riturile mistice în temple. După spusele lui Aristotel din lucrarea sa despre pitagoricieni, Pitagora sfătuia să nu se mănânce bob, fie din cauza asemănării cu organele genitale, fie din cauză că se cu porțile lui Hades. Întrucât numai tulpina bobului nu are noduri, fie că este vătămător sau are forma universului sau că e propriu oligarhiei, deoarece oligarhii îl folosesc la alegerea prin tragere la sorți. Nu îngăduia discipolilor lui să ridice bucățile care au căzut jos, ca să-i obișnuiască să nu mănânce cu lăcomie, sau fiindcă frimiturile sunt destinate morților. Ele nu trebuie ridicate, și fiindcă aparțin eroilor, cum spune Aristofan, în eroii săi. Nu gustați din ceea ce a căzut sub masă. Pitagora susținea că cea mai frumoasă dintre figurile solide este sfera, iar dintre suprafețe cercul. Bătrâneța poate fi asemuită cu orice lucru care e în descreștere, pe când tinerețea e identică cu creșterea. Sănătatea înseamnă păstrarea formei corpului, boala, distrugerea ei. Sarea, spunea el, trebuie adusă pe masă ca să ne reamintească ceea ce-i drept, pentru că sarea păstrează orice primește și ia naștere din lucrurile cele mai curate, sarea și marea. Pitagora își găsi sfârșitul în felul următor pe când stătea într-o zi cu apropiații lui în casa lui Milon, s-a întâmplat ca locuința să-i fie incendiată din gelozie, de către unul dintre aceia care nu fusese răsocotiți vrednici să fie primiți în tagma lui. Deși unii spun că a fost fapta locuitorilor din Crotona, grijuli să se apere împotriva instalării unei tiranii a lui Pitagora. Acesta a fost prins pe când încerca să scape, a alergat până la un câmp cu bob unde s-a oprit, spunând că vrea mai bine să fie prins decât să calce bob și a fost omorât de urmăritori. Tot așa au fost omorâți cei mai mulți dintre discipoli, în număr cam de 40. Numai puțini au scăpat, printre care și Archipos din Tarent și Lisis. Dicaiarcos totuși spune că Pitagora a murit refugiat în templul muzelor de la Metapont, după 40 de zile de nemâncare, Heracleides în cartea sa, rezumat al vieților lui Satiros, relatează că după ce l-a îngropat pe ferechii de la Delos, s-a reîntors în Italia. Acolo, găsindu-l pe Cilon din Crotona, cum da un ospăț luxos, dezgustat de viață, s-a retras la Metapont, ca să-și sfârșească zilele prin nemâncare. Pe de altă parte, Hermip povestește că în timpul războiului dintre agrigentini și siracuzani, Pitagora cu discipulii săi au luptat în primele rânduri ale armatei agrigentinilor și linia lor fiind dată peste cap, Pitagora a fost omorât de siracuzani, pe când se ferea de a trece câmpul cu Bob, iar ceilalți, aproape 35, au fost arși pe rug în Tarent, pentru încercarea de a institui un guvernământ în opoziție cu acela care era la putere. Hermip dă și o altă anecdotă. Pitagora, sosind în Italia, și-a făcut o locuință subterană și a rugat-o pe mama sa să scrie pe o tăbliță tot ce se întâmplă, notând și timpul, și să-i o trimită jos până ce va ieși din pământ. Ea a făcut un tocmai. După câtva timp, Pitagora a venit sus uscat și arătând ca un schelet, pe urmă se duse la adunare și declară că a sosit din Hades și le citi tot ce se întâmplase, cetățenii au fost așa de mirați că plângeau și se văitau și socoteau că Pitagora are ceva din esență divină în el, mergând până într-acolo încât îi încredințau până și sorțile lor, în speranța că vor învăța ceva din doctrinele lui. Așa s-a făcut că acestea au fost numite femei pitagoriciene. Acestea ni le spune Hermip. Pitagora avea ca soție pe numită Teano, fica lui Brontinos din Crotona, deși unii o numesc soția lui Brontinos și discipola lui Pitagora. Avea și o fică, Damo, după informațiile din scrisoarea lui Lisis către Hipasos, cu privire la Pitagora, în care spune următoarele: Mulți îmi spun că vorbești în public, lucru socotit nedem de Pitagora. Căci e lucru sigur că atunci când i-a încredințat fiicei lui, Damo, păstrarea comentariilor sale, i-a pus în vedere să nu le dea nimănui din afara casei. Și cu toate că i-ar fi putut să vândă scrierile lui pentru o mare sumă de bani, n-a făcut-o, ci a socotit sărăcia și dorința tatălui ei, mai prețioasă decât aurul, deși era femeie. Au avut și un fiu, Telauges, care a urmat doctrina tatălui său, iar după unii a fost profesorul lui Empedocle. Hipoboto spune în gura lui Empedocle versul următor: Telauges, cel născut din Pitagora și din Teano. După câte știm, Telauges n-a scris nimic, dar mama lui Teano a scris câteva lucruri. Mai departe se povestește că, fiind întrebat: După cât timp se purifică o femeie care s-a unit cu un bărbat? Răspunse: Cu propriul ei soț, imediat, cu altul, niciodată. Sfătuia pe o femeie care intra la soțul ei să-și lase rușina odată cu hainele, iar la plecare s-o reia împreună cu hainele. Întrebată ce să reia, răspunse: Ceea ce face să mă numesc femeie. După spusele lui Heracleides, fiul lui Sarapion, Pitagora avea 80 de ani când a murit, ceea ce se potrivește cu propria sa descriere a vieții omului, deși foarte mulți autori spun că avea 90. Favorinus spune că filozoful nostru folosea definițiile în matematică și că întrebuințarea lor a fost răspândită de Socrate și de discipolii lui și după aceea de Aristotel și de Stoici. Favorinus spune că filozoful nostru folosea definițiile în matematică și că întrebuințarea lor a fost răspândită de Socrate și de discipoli lui și după aceea de Aristotel și de Stoici. Mai departe ni se spune că el, cel dintâi, a numit cerul univers și pământul o sferă, deși Teofrast pretinde că aceasta a făcut o Parmenide, iar Zenon că a făcut o Hesiod. Se spune că Cilon a fost un rival al lui Pitagora, după cum Antilocos a fost al lui Socrate. Pitagora, atletul, a fost și subiectul unei alte epigrame. "Iato, vrând să boxeze cu tineri, veni la Olimpia Fraged. Nume Pitagora luând fiul lui Crates din Samos. Filozoful a scris și scrisoarea următoare. Pitagora către Anaximene. Chiar și tu, o oh, cel mai bun dintre oameni. Dacă nu le-ai fi întrecut pe Pitagora prin noblețe și faimă, te-ai fi ridicat și ai fi plecat din milet. Dar așa te-a reținut gloria strămoșească, cum ar fi reținut și pe mine, dacă aș fi fost asemenea cu Anaximene. Dar dacă voi, oamenii cei mai buni, vă părăsiți cetățile, buna lor rânduială va pieri și primejdia din partea mezilor va crește. Nu-i totdeauna bine să scrutezi cerul, cei mai nimeriți să te îngrijești de patria ta. Nici eu nu mă ocup numai de teoriile mele, ci și de războaile pe care le poartă italioții unii împotriva celorlalți. Pitagora nu doar că a pus bazele geometriei și algebrei, ci a influențat și domenii precum muzica, astronomia și filozofia, având un impact semnificativ asupra dezvoltării cunoașterii umane. Prin descoperirea teoremelor fundamentale ale triunghiului dreptunghic, Precum și prin fondarea școlii pitagoreice, Pitagora a deschis noi orizonturi în înțelegerea și aplicarea matematicii. De asemenea, Pitagora a fost un promotor al unui stil de viață echilibrat și al armoniei universale. Principiile sale etice și spirituale, precum credința în reîncarnare și iubirea față de toate ființele, au lăsat o amprentă puternică asupra gândirii ulterioare. Astăzi, în era informației și a tehnologiei, moștenirea lui Pitagora rămâne vie. Teorema lui Pitagora este unul dintre cele mai cunoscute și utilizate concepte matematice, iar principiile de bază ale școlii pitagoreice, precum căutarea cunoașterii și armoniei interioare, continuă să inspire și să ghideze oamenii în căutarea înțelegerii și a adevărului. În încheiere, putem spune că Pitagora a fost un om remarcabil, ale cărui contribuții matematice și filozofice au rezistat probelor timpului. Moștenirea sa ne încurajează să explorăm, să descoperim și să trăim în armonie cu noi înșine și cu lumea din jurul nostru.